Dralea a transmis un mesaj cu adevărat emoționant fanilor ei de pe rețelele de socializare, în contextul stării actuale. Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și are milioane de urmăritori care îi ascultă muzica și se identifică cu personalitatea ei. Andra este și ea izolată la domiciliu alături de familia ei și cu această ocazie petrece mai mult timp cu cei doi copii ai, Eva și David. Însă cu toate că în această perioadă Andra își dedică mare parte timp familiei, nu a uitat nici de fanii ei care abia așteaptă ca artista să mai posteze câte ceva pe rețelele de socializare. Mesajul transmis de Andra pe rețelele de socializare. Andra este optimistă din fire și vede această perioadă ca pe un motiv de a sta mai aproape de cei dragi, dar nu contestă faptul că este o perioadă dificilă pentru toată lumea. Oricât ar fi de nesigur viitorul, în prezent ne găsim echilibrul, puterea de a spera. Bun în această perioadă este că suntem azi acasă. Totul va fi bine. Trebuie să fie bine. Este mesajul scris de Andra pe Facebook, alături de fotografia care descrie perfect contextul actual. Fanii au rămas impresionați de cuvintele scrise de Andra și au reacționat în consecință. Credem că în această perioadă de timp totul e straniu și complex, dar trebuie să avem răbdare și optimism, Dumnezeu să ne apere de tot ce e mai rău, răbdare, speranța moare ultima, deci să ne rugăm și să așteptăm, puterea este sus la Domnul. El hotărăște soarta, deci stați în casă și rugați-vă cu credință că într-o zi va fi bine. Sper ca în aceste timpuri grele, apreciem mai mult lucrurile mici, dar esențiale. Multă sănătate tuturor, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.